În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și iubite surori, slăviți să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mânduieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mânduierea cu care noi înșine suntem mânduiați de Dumnezeu, să putem mânduia pe cei ce se află în un necaz. Cuvintele Sfântului Apostol Pavel, în a doua epistolă către Coloseni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Tot cuvintele Sfântului Apostol Pavel, scrise Efesenilor, în capitolul 1 și versetul 3. Foarte bine sună cuvintele acestea. Și mi se par foarte potrivite la sfârșit de an. Doamne, îți mulțumesc că m-ai mângâiat, dar sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat, dar sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Tocmai le-am citit. Și deși sunt foarte de acord cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel și parcă eu aș vrea să fi putut să spun asemenea cuvinte, lăsând la o parte, dacă se poate spune așa, ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel, care sunt cuvintele mele și care sunt cuvintele inimilor frăților dumneavoastră la sfârșitul acesta de an. Ce avem noi să-i spunem Domnului la sfârșitul acesta de an? Câți dintre noi în noaptea care a despărțit 2015 de 2016, ne-am gândit că va îngădui Dumnezeu să mai treacă un an peste noi. Ne dorim în noaptea aceasta gânduri bune, pace, liniște, bucurie. Sunt cuvinte de dorit pentru oricare. Oricare suntem aici și oricare nu sunt aici. Și am vrea acestea să se împlinească pentru noi. Dar, dragii mei, suntem chemați în clipa aceasta nu să vedem ce am vrea să se împlinească pentru noi, ci să vedem câte dintre acestea s-au împlinit pentru noi în anul care a trecut. Dacă stăm cumva și ne gândim, bine că a mai trecut și anul acesta nu e o stare bună. Bine că a mai trecut și anul acesta să fie cea mai bună recunoștință, cea mai bună mulțumire adresată lui Dumnezeu, care ne-a trezit în fiecare dimineață, care a vegheat peste somnul și odihna noastră din fiecare noapte. Dragii mei, care e cea mai mare binecuvântare din viața noastră, din anul care a trecut? Pentru ce ar trebui să-i spunem cel mai mult lui Dumnezeu în clipa aceasta, îți mulțumesc? Sau la urma urmei, pentru noi, ce înseamnă să fii binecuvântat? Ce înseamnă binecuvântare? Dragii mei, era între Crăciun și anul nou, când fratele Traian a fost închis pentru prima dată. Și acolo, când a trebuit să plece de acasă, n-a știut prima dată ce să ia cu dânsul. După vreo două zile de răbdat foame, i s-a spus în prima zi, n-ai dreptul la masă. A doua zi, pe la miaz, vine gardianul și împărțea tuturor de mâncare. Și fiecare își întindea farfuria. Fratele Traian
n-avea farfurie. Și zice gardianul către el, sunt cuvintele gardianului, mă, unde ți-i farfuria? Păi n-am. Vrei să mănânci sau nu vrei să mănânci? Și fratele Traian, printre gratii, și-a întins pumnii. Și acolo i-a fost pusă mâncarea și mâncând din pumni, fratele Traian, știți ce a spus? Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să rapt și mai mult de foame. Dragii mei, pentru ce suntem noi recunoscători în seara aceasta? Suntem sănătoși? Mai în vârstă cu câte un an fiecare. Dar da, suntem sănătoși. Și sincer, dragii mei, cred că viața noastră e o deplină bucurie. Viața noastră este în fiecare zi cea mai deplină bucurie pentru că îl avem pe Hristos. Pentru că El ne deschide ochii, El ne pune în capul oaselor, El ne întărește brațele, El ne întărește picioarele, El le hrănește trupurile, El ne crește copiii, El ne însoțește la muncă, El ne însoțește la întoarcerea acasă, El ne binecuvintează să ne întâlnim la orele de rugăciune, El ne-a binecuvântat să ne întâlnim de atâtea ori la adunare duminica, să ne vedem la liturghie. Frații mei, sunt acestea binecuvântări sau nu? Sunt acestea binecuvântări sau nu? Știți de ce petrecem în felul acesta? Pentru că Părintele Iosif s-a trezit. Și mai petrecem în felul acesta pentru că ne purtăm pe brațe de rugăciune pe ceilalți. Dragii mei, n-am fi ajuns clipele acestea dacă nu ne-am fi sprijinit în rugăciune unii pe ceilalți. Dacă nu ne-am fi plâns în taină suferințele noastre unii ceilalți. Și dacă nu ne-am fi rugat și rugăciunea noastră, dacă n-ar fi avut timp, nu legat de seara, nu legat de dimineața, nu legat de noapte, nu legat de amiaz, ci rugăciunea aceea neîncetată a celor mai mulți dintre noi, aceasta ne-a făcut să ajungem clipele acestea. Și dacă am fost așa de binecuvântați în anul în care am trecut, haideți să vedem, dragii mei, cum stăm noi înaintea lui Hristos în seara aceasta. Și tot Sfântul Apostol Pavel le scrie Efesenilor în ultimul capitol 6. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți împotrivi în ziua, să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Să aveți mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platușa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Am citit un pic pe sărită. Și deși cunoaștem foarte bine aceste cuvinte, deși stă foarte bine unui soldat, unui ostaș, să fie îmbrăcat în felul acesta, dragii mei, mă întreb pe mine și vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, mai am eu pe mine această armătură a lui Dumnezeu? Mai am eu picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii? Mai am eu scutul credinței? Mai am eu coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vine păcatul, dacă vine încercarea, dacă cel rău se apropie prea ușor de mine și prea ușor eu cad în frânt, dragul meu, ceva îmi lipsește, ceva vă lipsește, ceva din această armătură am îndrăznit și ne-am permis să punem deoparte.
De ce cădem? De ce deznădăjduim? De ce nu mai credem? De ce nu mai ardem? De ce nu mai tânjim? De ce citim mai puțin? De ce cântăm mai rar? Pentru că ceva lipsește din toată armătura cu care am fost îmbrăcați de Hristos în ziua legământului nostru. Și așa de bine știe diavolul unde să lovească. Așa de bine știe diavolul unde suntem noi slabi. N-am fost slab în anul care am trecut? De câte ori ne-am mâniat? De câte ori n-am știut să vorbim cu căldură? De câte ori nu ne-am înfrânat gândul cel rău? De câte ori n-am vorbit frumos? De câte ori n-am fost politicoși? De câte ori n-am fost blânzi? De câte ori am pierdut vremea? De fiecare dată, dragii mei, trebuie să recunoaștem și trebuie să mi-o spun mie, am fost înfrânt de cel rău. Pentru că a găsit el locul acela neacoperit de armătura care trebuie să o poarte fiecare soldat, fiecare ostaș. Ori n-am știut să-mi înfrânez limba, ori n-am știut să-mi înfrânez gândul, ori n-am știut să-mi înfrânez patimile și poftele cele rele. Într-un cuvânt, n-am știut să chem pe Hristos să-mi conducă viața. N-am știut să-i las cu totul inima să-mi ocolească de tot răul și să-mi o umple cu el. Putem face însă altceva. Ce-a făcut Părintele Iosif? S-a trezit. Ce-a făcut noi în ziua în care am înțeles că Hristos ne vorbește? Ne-am trezit. Și ne-a îngăduit Domnul nostru Iisus Hristos, prin dragostea Lui cea mare și nesfârșită, să ne întâlnim în seara aceasta. Și dacă suntem adormiți în ceva, putem să strigăm: Hristoase, mai trezește-mă odată. Și chiar dacă nu voi apuca să trec peste anul care îmi stă înainte, ajută-mă, măcar zilele câte mi le vei îngădui, să le trăiesc împreună cu tine, să slujesc cu toată inima și cu toată ființa mea. Și te rog, încă o dată, primește inima mea la tine și mă umple cu tine. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.